Hai noroc, băbuți, și bine v-am găsit la un nou video. Am postat și tora trecută contul la vânzare, o chestie de vânzare, și am zis să-l repostez pentru că nu l-am vândut încă și ofertele care au venit au fost foarte mici și o să vă fac o nouă prezentare. Să începem cu ce ar prin depozit. Mare eșarfe de un decin de 10. Așa, o mânușă, 64 de pregante zeu, marmure 119, minerul magic 102 bucăți, manul pietre 11 mare, mare 28 de lete de trecere, mare 9 citite, un minerul magic de fier, astea, nu știu, degeaba oricum o să le iau, mare casete, să începem. Deci, are aura pe, level 26, M3 respingerea, n-am mai citit deloc la 3 puncte transformare, 6 puncte, 4 puncte, 2 puncte, astea nu, nu m-am stresat, așa. Să începem cu alchimia. Deci diamant mitic opac full, rubin mitic opac full, jad full PvP, toată roate sunt PvP. Așa, Onyx full PvP, granat full și safir strălucitor. Tare war, resențătura tare șaman. Așa, iteme, are șarfă de 21 royală cu beta plus 9, sabie de argint 10 semiom 3-4-2 critic daune la 6-7, cuef de fier cu 10 semi 5 otravă, leu plus 9 cu 15 pumnal 15 sabie 10 magie 1 cap 6 săgeți, petagon imun 10 coral 5 semiom, cercei de cupru cu 15 sabie 15 mâini 400 PV. Resența la împotriva sângerare 4. Brățară de argint cu 15 magie 10 semi 10 pătrunde, pardon, cu 5 absorție PV. Mare colier ăsta cu 1500 15 sabie 3 critic 12 absorție PV, nu e 5-10. Papuci cu 1515 sabie, 6 mâini, 6 săgeți, 50 PM. Așa. Să plecăm de aici că vin ăștia să dea noi. Așa. Mare critici pătrundere, pătrunderi. Așa, porcușor mare pe 88 de zile. Are Nessie tip 6 cu 3 skill-uri, vă arăt și imediat. Așa că mi-a intrat reclama. Probabil o să fie ceva lag pe video, pentru că am băgat metel în bară și da. Așa, tip 6 ne dă 5.1, 3.3 și 5.9. Super. Așa, pești, asta nu mai contează, are mistreț, tigru regal cu meni. Așa, să trecem mare o armură cu un KPV 10 absorție 15 sabie. Setul mâini, unde-s cercei? Cercei cu 10 mâini 10 semium, i-am găsit la un preț super ok și i-am cumpărat instant. Colier cu un KPV 15 mâini, 10 pătrundere, 1 travă la 6-7, la 6, că 7 nu are încă. Papuș cu 2K3 blocar 15 mâini, 10 sabie, 5 cetinire, tigru cu un KPV 15 mâini, 50 lor atac, e super. Mare cu asasa care s-a doua cea mai bună pe server, dacă nu mă înșel.
cea mai bună oară Dios, care 50 de oră la 6, 7 și 10 H10 pe trondere. Am are 10... Asta e prost. Așa. Hai mă, lasă-mă să filmez. Are 10 SM5 pe trondere, 6 Dex, ok. Mai am leul ăsta cu 1500. 15 sabie, 10 clopot, 30 valoare, 10 absorție PV, super. Al sercei cu 10 semi. Mai am tigru ăsta 15 pumnal cu 15 magie, 10 ghiare, da. L-am luat taxul la barbut. Și mai am alt tigru cu un KPV 15 pumnal, 30 valoare atac. În descriere o să vă las Discord-ul meu și Facebook-ul meu și sondajul meu. Nu știu dacă o să-l las. Așa. Ia să scoatem noi asta din bară. Și nu știu. Ce nu vreau să mă joc aici. Îl dau ori pe oni, ori vorbim oferte Discord, Facebook, etc. Ori îl dau pe un comp pe Polyphemus echipat pe VME. Vreau 95 plus, dacă se poate. Pe VME echipat. Dacă nu, vorbim. Și aștept ofertele voastre. Eu am un preț în cap, îl aștept. Gen se iau măcar cât vreau eu, 80% adică vreau eu și este ok. Până data viitoare, ne auzim iar cu un video PvP dacă n-am vândut contul, tot prima punu, că mulți mi-ați dat cu hate că ce PvP a fost ăla. Gen, level 26 versus șamancă de buff, cum a spus voi, dădea 5k în mine și 5k e damage. Așa, în fine. Nu uitați de un like, de un subscribe, de un share, mă ajută foarte mult și ne auzim data viitoare. Salut!